țara cea minunată și s-a bucurat. A văzut ziua Domnului și s-a bucurat de ea. A avut făgăduințe. Moise spune Sfintele Scripturi că n-a vrut să se bucure de toate bogățiile Egiptului, ci mai degrabă a vrut să sufere o cara cui? Dar cum? Era Hristos pe vremea aceea? Îl cunoșteau? Iisus Hristos a spus acum aproape 2000 de ani: Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Deci, în ochii lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, Iisus Hristos a fost jertfit pentru mine și pentru tine. Ca noi să avem astăzi parte de chemarea cerească. Ca să venim la sărbătoarea Domnului, să ne închinăm Lui, să aducem Lui darul. Darul nostru, trupul nostru, darul, lauda de cântare. Cine aduce Psalmul 51, cine aduce mulțumit, acela mă proslăvește. Interesantă treaba. Deci toată Scriptura vorbește despre unul și același Domn. Unul și același Mântuitor. În locuri diferite, cu popoare diferite, cu națiuni diferite, dar scopul este același. Împăcarea omului cu Dumnezeu. Și împăcarea omului cu Dumnezeu o făcută numai Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fie binecuvântat numele. Sărbătoarea curcului. Se poate povesti de sărbători mult. De sărbătoarea bucuriei. Cea mai mare bucurie a unui credincios este atunci când stăpânul tău te cheamă. Să ne amintim de pilda lucrătorilor în vie. O venit seara, toată lumea bucuroasă. De ce? Trebuia să primească plata. Plata. Deci, la sărbătoarea corturilor, credincioșii lui, cei care au făcut legământ cu mine, zice, prin jertfă, trebuie să primească plata. Noi, acum, am făcut legământ prin jertfă cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sau n-am făcut? Să ne judecăm bine. Ca în ziua acea mare și minunată, ziua acea promisă, de sărbătoarea cortului. Ce înseamnă sărbătoarea cortului? Începutul împărăției de 1000 de ani a lui Iisus Hristos. Atunci zice, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția. Deci dacă poporul evreu avea mai multe semnificații la sărbătoarea corturilor, sau sărbătoarea avea mai multe semnificații, nu poporul evreu. Odată, cei 40 de ani în care au trăit în corturi, ieșirea lor din Egipt, care au mai fost încă. Intrarea în Canaan. Intrarea în Canaan. Intrarea în Canaan cum se face? Să nu ai bagaj, fără bagaje. Atâta vreme când noi avem bagajele pământului acesta, când avem bagajele Egiptului sau a pustiei, nu putem intra. Doamne ajută-ne ca aceste bagaje de aici, a Egiptului și a pustiei, să le lăsăm aici. Și atunci când va fi strigare, deșteptați-vă. Să nu mai avem bagaje. Numai unul singur. Știți care e acela? Uleiul în candelă. Candela noastră se arde atunci când va veni acel mare și minunat sunet al lui Dumnezeu. De asta, de ne-a spune la toți, veniți de moșteniți. Asta este însemnătatea corturilor. Începutul împărăției lui Dumnezeu. Începutul împărăției de 1000 de ani. Cel mai frumos lucru pe care îl câștigă omul este să trăiască cu Dumnezeu. O să trăim aici 50, 60, 40, 70, 100 de ani. Spune înțeleptul Solomon, toată viața asta noastră este șertăciune. Trudă.
rudă. Dar viața cu Dumnezeu, viața cu Dumnezeu este cu totul și cu totul altceva. Dacă părinții noștri, Adam și Eva, a pierdut slava, a venit Iisus Hristos ca noi să ne recuperăm această slavă. Părtășia. Deci, păcatul cel mai groaznic lucru pe care se poate întâmpla unui om, să piardă relația cu Dumnezeu. Să nu mai fii în asentimentul lui, să nu-l fii cu el, să nu-l vezi pe el, să nu-l poți proslăvi pe el. Deci între mine și Dumnezeu să fie un zid. Zid numit păcat. Ca să nu mai pot să văd cel mai dezastruos lucru pe lume. Dacă ne aducem aminte, părinții noștri, cum a vorbit Adam, cum a vorbit cu Dumnezeu în grădina Edenului. Astăzi nu mai putem, pentru că toată omenirea este sub păcat. Nu mai putem să vorbim. Numai datorită jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Că trebuia să ne ucide pe toți. Exact așa ca și cum a fost la potopul lui Noe. Dar dragostea lui Dumnezeu s-a făcut desăvârșită în Fiul lui Iisus Hristos. Și a venit să ne spună la noi ca să pricepem. Și pe limba fiecăruia, pe înțelesul fiecăruia, le-a dat la poporul Israel niște sărbători simple. Să facă cu mânuța lor. Să-și facă și cort, cum să se îmbrece, cum să se spele, ce mâncări să aducă, ce să facă, cum să-L laude pe Dumnezeu. Ca acestea să fie o umbră. Ca în împărăția lui Dumnezeu, când slava Tatălui Ceresc va veni și va umple pământul, vom fi ca și El. Doamne, ajută-ne ca să ajungem ziua aceea. Zic ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și sărbătoarea corturilor, care a început de pe vremea lui Moise, să înceapă și cu noi, sau să se sfârșească în împărăția lui Iisus Hristos. Să-i aducem atunci laudă împreună cu toți ființii din cer, care stau înaintea tronului lui Dumnezeu și aduc laudă și mărire. Deci, corturile înseamnă și trupul acesta nostru în care noi purtăm pe cine? Trupul vostru este templu Sfânt. Pe cine trebuie să-l avem în cortul acesta? Acesta se va desface odată, că este un cort provizoriu. Ceea ce l-avem, dacă l-avem pe Hristos în noi, nădejdea slavei, atunci vom triumfa. Și în ziua cea mare a Lui vom fi cu El. Amin.